Mese de consultație rupte, instrumentar ruginit, paturi sau cearceafuri în geam, condiții ca de acum 30 de ani. Acestea sunt condițiile descoperite de jurnaliștii Gorj TV în urmă cu două săptămâni la secția de ginecologie din Spitalul Județean de la Târgu Jiu. Depășit de probleme, fostul manager și-a dat demisia lăsând supreși toate neregulile. După ce reporterii Gorj TV au difuzat imagini din spital, informațiile au fost preluate și de presa centrală, iar ministrul sănătății s-a sesizat și a dispus o comisie de control. Actuala conducere a început cărpelile în secția în care aș interzis accesul jurnaliștilor. Am refăcut cele patru saloane, am dotat cu paturi noi, cu noptiere, cu saltele noi, cearceafuri noi, deci ce înseamnă lenjerie nouă. Am luat, deja sunt în camera respectivă, sunt cele patru mese de consultații care erau atunci foarte urâte. Medicii din Spitalul Județean speră ca odată cu renovarea să crească și încrederea viitoarelor mămici în unitatea de la Târgu Jiu. În ultimii ani, numărul femeilor care au ales să nască aici a scăzut, cele mai multe preferând centrele din orașele mari din țară. Paturile au fost însoțite și de noptiere. Sunt lucruri noi. Practic, aspectul saloanelor s-a schimbat radical după modernizarea aceasta, mica revoluție cu modernizarea. Mă ne-am dorit ca toată secția să fie măcar la standardul acesta. Mai sunt lucruri de făcut. În primul rând, nu trebuie să renunțăm la învelopare. Deci, practic, geamurile, tocăria trebuie să fie schimbată, dar se simte că o îmbunătățire și, în primul rând, receptivitatea celor din conducere este la nivel maxim. În secția obstetrică ginecologie, pereții sunt decojiți, instrumentarul vechi și ruginit, iar prin tocăria veche suflă vântul. Direcția de Sănătate Publică a efectuat ultimul control în această vară, rezultatul fiind unul nefavorabil fostei conduceri, care a fost informată că se impun renovări urgente. Aceste aspecte au fost însă ascunse de fostul director Tiberiu Tătaru până când a plecat de la conducerea spitalului.